elaborată povestea Gazprom. Simplu, Gazprom își închipuia, rușii, propaganda de la Moscova, și-au închipuit că iarna asta europenii își vor îngheța atât de mult de frig încât își vor dori să meargă în Rusia ca să se încălzească. Numai că ce să vezi, se întâmplă exact pe dos. E adevărat că nu știm cât de cald este în casele rușilor, dar afară este mult mai frig. Există o analiză, vedem imediat hărțile, există o analiză făcută de meteorologi conform căreia diferența de temperatură între Rusia și Europa este și de 60 de grade, pentru că există geruri de minus 40 în zone ale Rusiei și temperaturi de 18-10 grade în Europa, cum știm și noi. La noi e ceva mai frig zilele acestea, dar am avut și noi temperaturi de 18 grade și stați liniștiți că vor reveni. Din cauza acestei mari diferențe de temperatură, sau mai bine zis datorită temperaturilor mari din Europa, importul de gaz din Rusia în ianuarie, în zilele astea care au trecut din ianuarie, a scăzut cu 16%. Europa are nevoie acum în ianuarie cu 16% mai puțin gaz de la ruși. Și asta să nu credeți că nu îi afectează. Este un subiect despre care stăm de vorbă cu Florin Negruțiu, realizator în fața ta. Bună seara, Florin! Bună seara! Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara, domnule ministru! Hari Bucur Marcu este specialist în securitate națională. Bună seara! Bună seara! Și ni se alătură Gabriela Băncilă, este director în Administrația Națională de Meteorologie. Bună seara, Gabriela Băncilă! Atât de mare diferența de temperatură, minus 40, 18, cum se întâmplă? Bună seara! Într-adevăr, este o diferență foarte mare de temperatură între ceea ce se întâmplă în zona Rusiei, în partea de nord a Rusiei, și ceea ce se întâmplă în sud-vestul Europei. Și arată, este foarte sugestivă această imagine. Și asta pentru că exact unde sunt aceste anomalii de temperatură negativă deasupra Rusiei, mergând spre temperaturi minime nocturne, foarte important, de sub minus 40 de grade, acolo persistă o formațiune de presiune ridicată. Este ceea ce se întâmpla în iernile copilăriilor noastre și ceea ce bunicii noștri spuneau că frigul vine de la ruși. Ei bine, un astfel de anticiclon, adică o formațiune de presiune ridicată, favorizează în sezonul rece pătrunderile peste zona de est a țării, care determină cele mai scăzute temperaturi în general în țara noastră. De data aceasta, configurația masele de aer, pe înțelesul telespectatorilor, s-au așezat într-o situație de blocaj, dar acest blocaj pe noi, de data aceasta, ne favorizează, pentru că, vedeți, mare parte din Europa se află sub influențele unor mase de aer cald și destul de umed pe alocuri, concretizându-se în precipitații sub formă de ploi, așa cum vedem și afară, acum la mijlocul iernii. Spuneți-ne dacă anomalia e în Rusia sau la noi, sau și în Rusia și la noi. Pentru zona cercului polar, să știți că nu sunt temperaturi anormal de coborâte. Aș spune că anomalia este mai pregnantă la noi, prin faptul că și justificarea acestei afirmații este dată de faptul că de la începutul lunii și nu numai, în aproape fiecare zi vorbim despre recorduri lunare, fie că vorbim despre cele mai ridicate temperaturi maxime înregistrate vreodată în luna ianuarie în diferite localități, fie că vorbim despre cele mai ridicate temperaturi din cursul nopților, la fel înregistrate vreodată în luna ianuarie în alte localități. Deci foarte multe recorduri lunare, recordurile zilnice în regulă, sunt specifice unor circulații, o variație a circulației cât se poate de firească.
dar recordurile lunare înseamnă o încălzire masivă, înseamnă că niciodată în multe dintre localitățile din țara noastră nu a fost vreodată mai cald în ianuarie. Dar aș privi în continuare cu atenție la ceea ce urmează a se întâmpla. Adică să nu ne grăbim prematur, spuneți dumneavoastră. Începutul iernii a fost unul, cum l-ați prevăzut, unul cald. Ce urmează? Da, deci nu aș spune și niciun meteorolog nu va spune că s-a încheiat iarna sau că previziunile pe care, estimările care s-au făcut în toamnă s-au îndeplinit în totalitate. Și asta pentru că noi continuăm să reamintim publicului spectator ceea ce s-a întâmplat în 2012, când până pe 23-24 ianuarie a fost o iarnă blândă, blândă, caldă, lipsită în general de precipitații. Au venit trei viscole la interval sau în decursul a trei săptămâni, care au dus la formarea unor troiene de zăpadă de 5 metri. Dar privind la ianuarie și februarie 2023, aceleași estimări despre care am mai discutat cu dumneavoastră mențin semnalul de vreme mai caldă. Dar, de fiecare dată spunem acest dar, sunt estimări ale temperaturilor medii lunare, mă refer la luna februarie, și a cantității medii de precipitații. Ceea ce nu exclude posibilitatea ca 2, 3, 4, 5 zile din această lună să vină cu o vreme mult mai rece sau cu precipitații abundente sub formă de nisoare. Însă, per total, ca medie, pentru că ați început această discuție făcând referire la necesarul de încălzire, dacă media temperaturilor este normală sau ușor mai ridicată, în medie necesarul de cantitate de energie pentru încălzire în direcția aceasta ar trebui să meargă. Nevoia va fi mai mică. Mulțumesc mult, Gabriela Băncilă, director în Administrația Națională de Meteorologie. În acest moment, domnule ministru, importul de gaz Uniunea Europeană din Rusia este la cel mai mic nivel de după destrămarea Uniunii Sovietice. Niciodată Uniunea Europeană n-a luat atât de puțin gaz din Federația Rusă. I-o afecta lucrul ăsta? Sub 7% într-adevăr importul de gaz și se speră ca până la sfârșitul acestui an practic să fie oprită orice resursă de gaz care ar veni dinspre Federația Rusă. I-a afectat, dar nu cu viteza sau în sensul de descurajare pentru a-și finanța războiul, cum se așteptau decidenții europeni mai ales. Din acest punct de vedere a scăzut PIB-ul Federației Rusei cu jur de 3,4%, cam cât se estima, s-a crezut că va scădea ceva mai puternic, pentru că tranzitul de la condiționarea importurilor din Federația Rusă spre un soi de autonomie înăuntru Uniunii Europene este ușor de zis, dar nu atât de ușor de făcut. Motiv pentru care, de exemplu, Germania a continuat în anul care a trecut să-i plătească 3 miliarde de euro pe lună Federației Ruse. Deci resursa pentru a investi în structurile militare încă există. Blocajul de vreo 80 de miliarde în străinătatea fondurilor Federației Ruse totuși nu a afectat, pe de altă parte, capacitatea acestui stat, care are în egală măsură resursa, cum se spune, de a avea un fel de economie autarhică. Deci au îngrășăminte, au cereale și au hidrocarburi. Sunt foarte mari zone din cel mai întins și populat stat din cel mai întins stat din această lume, în care solicitarea cetățeanului nu este atât de mare ca în zonele cu standarde mediu europene de trai, precum Moscova sau San Petersburg. Pe scurt, adică ceea ce se estimează, fine, da, exact, chiar au făcut o estimare cei de la Banca Mondială, în jur de 70 de euro pe lună de familie. Pentru este suficient în regiunile Rusia profundă. Așa, după cum arată calculele, se pare că trebuie să treacă un
mă rog, dacă situația de război continuă, un interval de 2 ani. După 2 ani, problema Rusiei se, va fi foarte complicată, se apropie de faliment. Cinismul filmului de mai devreme a mai fost comentat. Ne aducem aminte, ne-a cam revoltat. Numai că așa s-a întâmplat. Așa a fost să fie. Nu cred că poate cineva să influențeze vremea în halul ăsta. Așa s-a nimerit, dar nu e deloc bine pentru Putin. Eu mă întrebam cât spațiu de emisie totuși au, pentru că tu știi cât de mult costă un clip, secundele la o televiziune comercială aici. Mm-hmm. Ca să dai un clip de o asemenea lungime, trebuie spațiu de emisie la discreție. Ori în Rusia există acest spațiu de emisie, pentru că acest film este făcut pentru încurajarea populației de acasă. Nu cred că occidentalii se uită la televiziunile rusești să vadă cum vor îngheța la iarnă. Eu mi-am amintit de filmulețele alea de acum câteva luni cu rachetele rusești care erau trase și le cădeau lor în cap. Ții minte că nu prea reușeau să le lanseze. Așa a fost și cu bomba cu ger. Acum ei au mizat foarte mult pe bomba cu ger care va lovi în unitatea Occidentului, în susținerea Occidentului pentru Ucraina. Până acum nu a fost atât de rău pentru Europa. Nu am trecut încă iarna, nu a trecut încă greul, dar luna decembrie și jumătate din ianuarie au trecut cu o primăvară, nu cu o iarnă. Ceea ce a făcut ca susținerea Occidentului să fie constantă pentru Ucraina. Susținerea Americii, susținerea statelor din vest. Acum se vorbește de un nou ajutor militar pentru Ucraina. Prin urmare, această strategie a lui Putin, prin care miza că europenii înghețați lângă calorifere vor spune să se termine, să-i dăm lui Putin ce dorește în Ucraina, numai să se termine, să ne vină căldura în calorifere, nu a fost un calcul până acum greșit. De ce e nevoie de ajutor pentru Ucraina? Este absolut evident. De ce fel de ajutor e nevoie? Înțelegem din discuțiile care există de cel puțin o săptămână. Polonia a confirmat că va trimite tancuri Leopard în Ucraina dacă și alte state vor face același lucru. Și în seara asta, la scurtă vreme după anunțul Varșoviei, vine anunțul de la Londra. Marea Britanie va trimite tancuri în Ucraina. De ce e important, Harry Bucur-Marcu? Sunt arme ofensive. Deci e foarte important, dacă Ucraina chiar vrea să-și elibereze teritoriul ocupat de ruși, vor avea nevoie de aceste arme ofensive. Fără ele nu ar avea succes în nicio opțiune serioasă de eliberare a teritoriului, adică prin acțiune ofensivă, prin a merge peste inamic, a da peste inamic. Cu tancul se dă peste inamic, cu blindatul, cu, chiar dacă nu e tank și e pe roți, și cu, bineînțeles, cu armele sofisticate, cu lovire de înaltă precizie și cu interzicerea acțiunilor de manevră sau aeriene ale Federației Ruse, cel puțin în spațiul aerian ucrainean, dacă nu chiar și dincolo de el. Deci astea sunt elementele cheie, fără de care nu se poate vorbi de o ofensivă reală sau contraofensivă reală care să aibă succes. Deci în momentul în care aceste arme ofensive, dar au fost reținere până acum să le trimită în Ucraina, deci nu era foarte clar cât de hotărâți sunt ucrainienii să lupte în continuare. Toată lumea avea impresia că e mai mult o retorică a președintelui decât o realitate a câmpului tactic sau, mă rog, a teatrului de război, că ucrainienii sunt dispuși să-și elibereze teritoriul de capul lor, de unii singuri. Deși președintele Zelenski asta a spus de la început, iată că mersul acțiunilor de luptă au confirmat ceea ce spuneau cei de la Kiev și, ca urmare, Occidentul este în momentul de față pregătit să ajute cu arme ofensive. Să vedem dacă vor primi și rachetele acelea despre care era vorba, că pot lovi în teritoriul Federației Ruse. De ce? Pentru că nu se poate vorbi de un succes al ofensivei, de liberarea teritoriului Ucrainei, fără să fie lovite sau să se interzică manevra pe teritoriul Federației Ruse și aprovizionarea de pe teritoriul Federației Ruse a forțelor existente în Ucraina. Astea sunt lucruri esențiale. Din punct de vedere militar, ele trebuie luate în considerare. Bun, nu trebuie neapărat să fie lovite
obiective care să determine Federația Rusă să înceteze războiul, adică obiective strategice, și e suficient să fie lovit acele obiective fără de care acțiunile rusești militare în Ucraina să nu mai aibă succes. Există aici un balet care trebuie explicat, vă rog, domnule ministru, să ne ajutați să înțelegem. Germanii întâi spun, nu dăm un astfel de ajutor Ucrainei decât dacă și alții fac același lucru, pentru că este un pericol mult prea mare. Britanici au spus la început la fel. Polonezii spun, noi trimitem 12 tancuri Leopard 2, înțelegem că sunt ultimul răgnet în materie de tancuri, dar numai dacă și alții fac același lucru și în sfârșit, lângă polonezi, vin britanicii și spun că vor trimite și ei tot vreo 12. Deci de ce se tot îmbie unii pe alții să facă asta? Ce spunea și domnul Henry Bucur, potențialul ofensiv și, pe de altă parte, modul în care, într-adevăr, Ucraina, pe de-o parte, are nevoie de acest tip de potențial, dar în ce măsură și cum îl va folosi acest armament, din câte am înțeles și eu de la militari, pe câmpul de luptă, este super performant. Este, până acum, nivelele foarte mari de tehnologie au fost alocate de statele NATO, nu de NATO, mai ales în ceea ce privește sistemul de apărare antiaeriană. Americanii au fost cei care au anunțat foarte curând transmiterea unor astfel de tehnici militare, de tancuri mai ales, dar e nevoie de logistică. Este în egală măsură nevoie de pregătire. Sunt poziționări foarte variate înăuntru Uniunii Europene. Sigur, decizia finală este una categorică și din acest punct de vedere nu există dubii. Dar, în continuare, se încearcă a se vedea, pe de-o parte, care este nivelul de inițiativă și de escaladare pe care și-l poate permite Moscova. Că nu este vorba numai ce dorește, pentru că aici situațiile sunt mult mai complicate. Și în al doilea rând, menținerea cât se poate de sus există, chiar dacă nu este foarte prezentă public, a intenției de a determina într-o formă sau alta ca Moscova să intre într-o logică, ca de altfel și Ucraina, în ceea ce privește sfârșitul acestei crize, dar nu pe câmpul de luptă. Ori furnizând tancuri, practic, sigur, e necesarul în ceea ce privește apărarea Ucrainei. Aici este cât se poate de clar. Dar, în egală măsură, oarecum te abați de la acest mesaj. Cum vor fi convinse părțile, în ce formă, la un moment dat, se va întâmpla, sigur, rămâne de văzut. Dar presiunea occidentală, din acest punct de vedere, este una consistentă. De ce le e teamă nemților? Pentru că despre pericol n-au vorbit polonezii și britanici atunci când se îmbiau unii pe alții să participe la acest proiect. De ce cancelarul Scholz a vorbit despre un pericol mult prea mare? Unul, pentru că e Germania și Germania dă nota în Europa în legătură cu astfel de atitudine. A doua, pericolul mesajului. Tancuri germane cu care Federația Rusă intră în război. Tancurile germane sunt Leopard. Ele vor ajunge pe mâna polonezilor. Cel de-al doilea război mondial s-a terminat, însă planul Barbarossa a fost acum 80 de ani, 70 de ani. Și din punctul de vedere al mesajului, Germania, deci reticența Germaniei în tot ceea ce privește desfășurarea militară într-un teatru de război a fost cunoscută de foarte mult timp. Practic tot ce s-a întâmplat în Orient, coaliția împotriva statului islamic și multe alte, situația din Siria, etc. În Afganistan, Germania au fost prezenți, dar în zone necombative. Pentru că încă mai trebuie să treacă o generație. Și încă au Constituția pe care o au. Ei nu au voie prin Constituție să participe la conflicte armate militar direct. Ori preluarea unui mesaj și deformarea acestui mesaj de către propaganda rusă, prin prezența tancurilor germane pe câmpul de luptă, în Est, poate reprezenta o problemă. Nu e clar, Florin Negruțiu, nu e clar dacă momentul ăsta al războiului este... Știm că au nevoie, chiar Zelenski astăzi spunea încă o dată că discursul ăsta cu porțile deschise nu mai merge pentru Ucraina. Se referea la NATO. Au nevoie de armament mai mult, mai modern, mai performant. De vreo două luni tot îl cer și nu s-a întâmplat nimic. A venit promisiunea cu Patriot, dar acolo mai durează 6 luni până învață să-l folosească. Și acum vine povestea asta cu tancurile. Și se va întâmpla, că polonezii le au. Și britanicii le au. Dacă era după Germania, Ucraina primea armament în momentul în care Rusia era la Chișinău. Dacă era după Franța,
Ucraina era înarmată de Occident în momentul în care aveam graniță cu Rusia. Asta este. Trebuie să vedem cum stau lucrurile exact. Acest război a fost suportat până acum și financiar și militar de Statele Unite ale Americii și de Marea Britanie. 82%. În, 82% împreună. Da, 82% din suportarea războiului. Exact. În condițiile astea, la un moment dat, celelalte țări europene, că totuși este vorba de și de securitatea Europei, ar trebui să arate totuși mai multă solidaritate dincolo de declarațiile de bune intenții și de susținere. Acest dans, acest balet al Germaniei și al Franței este în momentul ăsta, este penibil. Este penibil pentru miile de oameni care mor în Ucraina, pentru oamenii care suferă în momentul ăsta din pricina invaziei lui Vladimir Putin, pentru oamenii nevinovați, pentru civilii care mor în Ucraina. Noi ne tot încurajăm să dăm armament Ucrainei într-un moment în care Ucraina chiar are nevoie de armele astea ofensive pentru a-și elibera teritoriul și pentru a apăra Europa. Că de fapt este un război care ale cărei consecințe se întind pe decenii de acum încolo. Eu sper că până la urmă Europa va da dovadă de solidaritate, va veni și primăvara, nu știu ce mai trebuie să aștepte din partea Ucrainei, nu știu ce trebuie să mai dovedească Ucraina pentru a primi acest ajutor german, francez și în general un ajutor european, dar el va trebui să vină pentru că, așa cum se spune aici, războiul intră într-o nouă fază. Ucraina a primit până acum armament defensiv, dar pentru a împinge pe ruși dincolo de granițe, este nevoie de rachete cu rază lungă de acțiune și de armament ofensiv. Tancurile de care vorbeai fac parte din acest armament ofensiv de care are nevoie Ucraina. Tonul a dat încă o dată Statele Unite, care au anunțat că trimit tancuri în Ucraina. Este rândul și Europei, al Europei, să facă același lucru. Hari Bucur-Marcu, e un capăt de informație, dar e important. E vorba despre o mișcare dintr-o dată a unui număr foarte mare de vase militare rusești de la Novorossiysk. N-avem mai multe informații. Ce ar putea fi, la ce vă gândiți? Nu, e prematur să spunem. Rușii fac asemenea manevre de multe ori fără să aibă o finalitate ca atare. Mie îmi vine în minte când spunem așa un fragment de știre, adică nu știrea întreagă, momentul 2008, când rușii au invadat Georgia, inclusiv au făcut o traversadă, adică au invadat de pe mare, și tot de acolo, de pe la Novorossiysk, au plecat niște nave, Novorossiysk, nu scuzați, au plecat niște nave spre Batumi și le-au trebuit vreo două zile, deși erau câteva ore de mers cu de navigație, le-au trebuit vreo două zile până să nimerească portul. Deci sunt mișcări în acestea, trebuie să vedem despre ce este vorba. Asta mai așteptăm un pic, Marea Neagră nu e așa de mare și putem să ne dăm seama relativ repede care sunt intențiile unei asemenea mișcări de nave. Imagini impresionante, o să le vedem și noi, de la Liov. Sunt imagini în care se vede cum în seara asta președintele Andrei Duda, deci președintele Poloniei, e la Liov, în Ucraina. E primit ca un star rock, după ce mai devreme la Liov fusese și Volodymyr Zelensky. S-ar putea să se întâlnească, nu știu. Cert este că a fost acolo o ședință a unui Consiliu de Securitate, ședință prezidată de președintele Zelensky, în care s-a vorbit despre pericolul invaziei din Nord, din Belarus. Dar de această primire, ce ziceți, domnule ministru? Andrei Duda, președintele Poloniei, după ce a anunțat că dă 14, am spus 12 greșit, 14 tancuri Leopard, e primit la Liov cu confeti. Ce s-a întâmplat? Von der Leyen și americani, și Stoltenberg, iertați-mă, au intrat într-un proiect comun. Detaliile o să apară și o să apară la începutul lunii februarie, când va avea loc acel
mă rog, reuniune la nivel înalt, ca să zicem, summit în Ucraina, la care vor participa și Charles Michel și von der Leyen, și în care se va pleca, din câte am înțeles, de la 18 miliarde pe care europenii de această dată le vor transmite sub formă de ajutor militar și nu numai ucrainenilor. Cred că și ministrul german de externe a fost undeva în Ucraina. Da, a fost undeva în Ucraina și după ce a plecat la 2 ore, rușii au bombardat orașul. Bine, știau. Să știți că se întâmplă lucruri absolut fabuloase, apropo și de noul comandant al armatei ruse, care vom vorbi despre el și despre manevra asta miraculos din vreo două atacuri. În sfârșit a fost și rănit. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, deci, într-adevăr, în acest moment și față de ce va urma la Washington, ceea ce privește relația politică republicană, administrația Biden privind auditul, se zice, chiar a unei comisii, la un moment dat vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru legat de acest ajutor formidabil dat de americani anul trecut ucrainenilor și în ceea ce privește eventuale plafoane, iarăși vorbesc republicanii din această perspectivă, toată lumea așteaptă o preeminență și un fel de resuscitare a determinării europenilor. Aici nu e vorba numai de bani, de contribuție efectivă, ci și evitarea sau, mă rog, acoperirea acelor tipuri de atitudini. La un moment dat, Ungaria își condiționează primirea fondurilor din PNRR și fondurile de coeziune de miliardele care urmau să fie transmise ucrainenilor, retorică, etc., poziționări de tot felul, vor fi alegeri în Polonia și situația poate fi politic în Europa destul de confuză. Se încearcă, tocmai pentru, cel puțin de la nivelul instituțiilor europene, să se dea semnalul, care sigur are valabilitate nu numai pentru Kiev, mod clar, dar și pentru Moscova, dar și pentru statele membre ale Uniunii Europene, în sensul de a se păstra determinarea, pentru că, așa cum corect s-a spus aici, dacă temerea e ca nu cumva Europa să Alianța Nord-Atlantică să intre în coliziune cu Federația Rusă, e bine, cea mai gravă dezvoltare ca să se ajungă la așa ceva ar fi să cadă Ucraina. Deci aici este paradoxul. Ne ferim și avem elemente de tot felul în încercarea tocmai de a fi prudenți cu toții și rușii sunt la fel, să fim serioși, lăsând la o parte ditirambele publice, dar pe de altă parte, în condițiile în care Ucraina ar cădea, în acel moment, pericolul unei coliziuni ar fi cu mult mai mare. Deci trebuie înțeles acest aspect și, bine, la nivelul cancelarilor occidentale, chestiunea e clară. Imaginile de la Lviv în această seară, președintele Poloniei primit ca un star rock la Lviv, imediat după publicitate, rămâneți cu noi. Andrei Duda, președintele Poloniei, în seara asta la Lviv, mai devreme s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky. Vom vedea imaginile, dar le vedem întâi pe cele mai recente. Haideți să vedem cum a fost primit președintele polonez de locuitorii din Lviv, oamenii obișnuiți. Lvivul este un mare centru urban în vestul Ucrainei, foarte aproape de granița cu Polonia și primirea pe care o vedeți se datorează faptului că Polonia a anunțat că va dona Ucrainei 14 tancuri Leopard 2. Ultimul răcnet în materie de arme ofensive, ne spun cei care se pricep la așa ceva. Și odată cu anunțul Poloniei a venit unul similar din Marea Britanie, care va dona 12 tancuri de ultimă generație produse în Marea Britanie. Haideți să vedem și momentul întâlnirii dintre Volodymyr Zelensky și Andrei Duda. S-a întâmplat în același Lviv. Odată cu președintele Poloniei a fost acolo și președintele Lituaniei. Foarte atenți să fiți la îmbrățișarea dintre Andrei Duda și Volodymyr Zelensky, imediat cei doi, iată-i cum se îmbrățișează. Mi-a atras atenția Florin Negruțiu asupra acestui moment, pentru că nu pare fi o îmbrățișare de complezență. De complezență, nu este o îmbrățișare mimată. Polonia este o țară care a susținut din start Ucraina, nu și-a permis
la fel ca alte țări de europene, să fie cu fundul în două luntri. Eu am fost la finalul anului trecut la Varșovia, există un sentiment profund de susținere pentru Ucraina, profund antirusesc, pe străzi se vinde hârtie igienică cu chipul lui Vladimir Putin, în Polonia au intrat refugiați ucraineni care sunt primiți în Polonia, care sunt integrați în Polonia, 4.000 dintre ei și-au deschis și firme. Adică chiar contribuie la bunăstarea Poloniei, a polonezilor. Deci Polonia a jucat încă de la începutul războiului clar cartea ucraineană. Este alături de Statele Unite și Marea Britanie țara care a susținut cât cel mai deschis și cel mai tranșant regimul de la Kiev și a condamnat cât se poate de tranșant agresiunea lui Vladimir Putin. Alte țări au preferat cartea neutralității, au preferat să tacă și să facă. Ăsta este cazul României, care, după mine, și-a jucat diferit cartea față de Polonia. Sunt țări care au, sau ale căror conducere au jucat pe față de partea lui Vladimir Putin. Ungaria este un caz elocvent. Austria mai pe față, mai pe dos. Dar Polonia este un exemplu, din punctul meu de vedere, al verticalității și al felului ăstuia tranșant de a susține Ucraina contra agresiunii lui Putin. Nu uitați că ne pregătim să comentăm cu tremurul militar, politic de la Kremlin. O coaliție formată din Polonia, Franța și Marea Britanie ar fi menită să convingă Germania să trimită tancuri Leopard în Ucraina. Pentru că deocamdată deciziile au venit doar de la Varșovia și de la Londra. Varșovia va trimite 14 tancuri Leopard, iar Marea Britanie, Londra, va trimite 10 tancuri Challenger. Sunt tancurile de care au nevoie, arme ofensive de care ucrainenii au nevoie pentru a-i dovedi pe ruși. Oricum, pentru ruși lucrurile nu merg bine, dar nici ucrainenilor nu le este ușor în luptele din estul Ucrainei. Despre ele vom vorbi pendelete în această oră, pentru că este vorba despre trupele Wagner. Și așa ajungem la câteva evenimente speciale produse într-o perioadă foarte scurtă de timp la Moscova. În primul rând, Putin l-a schimbat pe șeful operațiunii din Ucraina. L-a schimbat pe generalul Armageddon, care se ocupa de invazie, l-a retrogradat, acum este doar adjunct, iar șeful operațiunii este generalul Gerasimov. Unii analiști vorbesc despre această schimbare ca fiind un cutremur militar la Kremlin. Vă aduceți aminte că de când a început războiul, Putin a tot schimbat șefii militari în încercarea de a obține niște rezultate mai bune pe câmpul de luptă. Al doilea eveniment este acela că după ce s-a lăudat șeful Wagner, patronul Wagner, bucătarul lui Putin, că a obținut orașul Soledar, au venit mai multe reacții oficiale care au spus nu, încă nu, să nu ne grăbim, nu e bine să ne grăbim. Ascultați vocile oficiale. Ceea ce înseamnă, Cristian Diaconescu, mai lasă-ne, domnule Prigojin, cu chestiile astea. Situația pare într-adevăr extrem de complicată, iar cei pe care am mai întrebat și eu spun că, pe de o parte, este o problemă politică internă și în Federația Rusă, ca și în state din Alianța Nord-Atlantică. Există două categorii de comandanți, nu generali, de comandanți. Comandantul care și-a câștigat gradele numai pe câmpul de luptă și comandantul care, sigur, a parcurs ascensiunea militară și pe alte criterii. Din câte am înțeles, punctual, Sorokin, cuvântul a fost, i-a bypassat pe Shoigu și pe Gerasimov, mergând direct la Putin și cerând comandă directă de la Putin. Arată, chiar din perspectiva unor șefi militari, o oarecare lipsă de cunoaștere. Pare-se că președintele Putin este mai atent în acest moment la curajoși necontrolabili, cum este și Prigojin. Pentru că pachetul e mult mai mare și mult mai complicat, aș susține
și propagandistic, și în fața vestului, și împotriva ucrainenilor, operațiunile și deciziile pe care le ia. Deci, din această perspectivă, pe de o parte, se pare că a înțeles acest aspect, pe de altă, a înțeles din punctul lor de vedere, în mod evident, nu este o problemă, o știre de bine. Iar pe de altă parte, este în continuare discuția pe care Federația Rusă a început să o înțeleagă în timp, și anume faptul că a coborât comanda undeva unde comandanții pe verticală chiar și asumă ordinele primite, este extrem de important. Simplu fapt că un anume viteaz cu porniri mai mult sau mai puțin controlabile are la un moment dat capacitatea de a promite acțiuni militare, pe care însă cei pe verticală le execută târziu, nu le execută, le nuanțează, a fost unul dintre argumentele care a stat la această mișcare. Repet, poate fi totul o speculație, nimeni nu știe până la urmă, până la capăt, ce s-a întâmplat. Sunt în seara asta împreună cu noi Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, Florin Negruțiu, realizator în fața ta, Hari Bucur Marcu, specialist în securitate națională, și ați văzut-o mai devreme pe Iulia Joja, este directoarea programului pentru Marea Neagră, Middle East Institute, de la Washington. Bună seara tuturor, bună seara Iulia Joja. Hari Bucur Marcu, schimbarea lui generalului Armageddon e trecut în plan secund, este adjunctul lui Gerasimov, dar Gerasimov și până acum era șef. Numai că acum Gerasimov răspunde pentru Ucraina. Cum înțelegeți? Păi, n-am cum să înțeleg decât să vă spun ce știu eu despre treaba asta, adică nu despre treaba asta, în general. Deci un comandant este schimbat sau, mă rog, este, îi se pune o căciulă cineva deasupra lui în condițiile în care el are probleme. Deci nu vorbim acum de altceva decât de probleme pe care le are actualul, cel care a fost până astăzi comandantul operațiunii speciale în Ucraina. Probleme care sunt relativ transparente, în sensul în care am văzut că el nu s-a înțeles bine cu privatul Prigojin, care s-a luat o parte din operație pe cont propriu, ca persoană privată. Nu s-a înțeles bine nici cu alți dintre comandanții din teatru. Asta pe de-o parte, iar pe de altă parte, el este cel care emite cereri în sus, pe verticală, până la Putin, dar prin șeful statului major general. Ori, numirea șefului statului major general ca responsabil, comandant al operațiunii, nu numai păstrându-și funcția de șef al statului major general rus, arată că acestea ar fi fost problemele care se pot rezolva instantaneu prin numirea lui. Adică nu mai are de ce să emită cereri, pentru că le constată de ce este nevoie în teatru, constată direct și ordonă satisfacerea nevoilor din teatru, de toate felurile, inclusiv înlocuirea forțelor și așa mai departe. Și în același timp are autoritatea, pe care incontestabilă, de a nu mai permite ca subordonați din teatru, și vă dați seama că de fapt e vorba de o coaliție acolo din perspectiva Moscovei, că sunt și separatiștii care au forțele lor oficial încă neintegrate în Federația Rusă, deși provincia lor separatistă a fost încorporată în Federația Rusă, dar e imposibil ca forțele respective să fi trecut în interiorul forțelor armate ale Federației Ruse într-un timp așa de scurt. Ei bine, ceea ce înseamnă că sunt probleme de coordonare, probleme de subordonare în același timp, pe care prezența lui Gerasimov le-ar putea rezolva direct, fără să mai fie nevoie de corespondență sau de pregătirea unei alte decizii. Deci cam aici suntem. Sigur, este situația care să-l facă pe Gerasimov să ajungă comandantul teatrului, este o situație foarte gravă, pentru că altfel nu s-ar fi întâmplat. Nu riscau cei de la Moscova, mai ales cei de la Kremlin, să oficializeze o asemenea mutare, dacă situația n-ar fi fost foarte gravă în teren. Adică dacă certurile acestea și insubordonarea plus nesatisfacerea cererilor de emise din teatru n-ar fi fost de natură să pună în pericol întreaga operație. Bun, acum asta vorbesc ca expert militar, dar lăsând la o parte treaba asta, trebuie să înțelegem că vorbim de o operație specială, de un război
de la început conceput greșit. Adică nu e un război care se pierde pe mâna unui comandant nepriceput sau a unui... Este un război care s-a pierdut prin concepție, adică modul în care a fost pregătit și a fost purtat până acum îl duce automat spre înfrângere, spre insucces, ca să zic așa, pentru că nu puteți spune de înfrângerea Rusiei decât dacă ar fi cucerită Moscova. Sigur. Florin Negruțiu, să ne fi așteptat vreodată să-i se dea peste nas lui Prigojin de maniera asta, bucătarului lui Putin? Era pe cai mari, în plină campanie de imagine, numai luptătorii Wagner reușesc să obțină ceva în Ucraina și nimeni altcineva, îi critica pe șefii armatei și dintr-o dată îi se dă peste nas. Impresia mea este că s-a declanșat un veritabil Game of Thrones între liderii diverselor facțiuni rivale care concurează pentru tronul de oțel într-o Rusie post-Putin. Fiecare își dispune armatele și avantajele și etalează puterea, acolo nu este doar Prigojin, dar Prigojin este într-adevăr cel mai avansat dintre ei. Este și Kadyrov, care și el are o armată personală. Este și Medvedev, care nu are armată personală, dar are influență politică, este vicepreședinte al Consiliului de Securitate. Evgeni Prigojin este singurul oligarh rus care nu a pierdut, ci dimpotrivă a câștigat de la declanșarea războiului. Este foarte avansat, are armata personală pe care și-o asumă în premieră, anunță că da, este armata pe care am fondat-o eu și eu o conduc. A simțit nevoia să spună public lucrul ăsta pe canalul de Telegram acum câteva săptămâni, să admită că este tatăl acestei formațiuni paramilitare, acestei armate private, prin care Rusia derulează toate operațiunile murdare, nu doar în Ucraina, ci și în 27 de alte țări, în Siria, în țări africane. Gruparea Wagner este prezentă acolo, controlează inclusiv resurse naturale importante, care este consideră sursa puterii financiare a lui Evgeni Prigojin. Și a mai primit de la Putin permisiunea de a recruta deținuți din închisorile rusești, pe care îi trimite în Ucraina pentru 6 luni, iar dacă trăiesc, dacă se întorc via acasă, le acordă și o amnistie. Adică, în momentul ăsta, Prigojin este pe cai mari. În plus, este în prima linie a frontului, ceea ce Shoigu nu face și nici Gerasimov. Este acolo, este în estul Ucrainei, se pozează cu militarii, cu... Chiar și cu cadavrele lor. Chiar și cu cadavrele lor. N-are niciun fel de tresărire, este extrem de... cinic, a spus, contractele lor s-au terminat, se pot duce acasă, fie că se duc în 4 scânduri, în saci de plastic, dar este unul dintre puținii care critică pe față conducerea militară de la Kremlin. Atacul lui nu este direct la Vladimir Putin, atacul lui este la Sergei Shoigu și la Gerasimov. Gerasimov, care devine acum șeful operațiunii din Ucraina, deci teoretic devine șeful, nu, al lui Evgeni Prigojin, același Gerasimov pe care Prigojin îl ataca acum o lună deschis. Același Gerasimov de care Prigojin spunea în urmă cu câteva zile: noi suntem aici, trebuie să ne luptăm cu birocrație și corupții de la Moscova și după aceea vom învinge și Ucraina și vom învinge și NATO. Birocrație și corupții de la Moscova stau acolo, acasă, a fost anul nou și beau șampanie în timp ce noi luptăm aici pentru Rusia. Cred că această mutare în cadrul armatei ruse are legătură și cu o temere a lui Vladimir Putin de a nu-i da prea multă putere lui Evgeni Prigojin. Chiar se vorbea zilele trecute de un general rus care încearcă o a treia grupare paramilitară în Ucraina, tocmai pentru ca aceste grupări să se concureze între ele, ca niciuna să nu capete prea multă putere pentru a-i pune probleme
reale lui Vladimir Putin. Adăugăm câteva informații. În primul rând, imagini. Ucrainenii au dat publicității imagini de la Makiivka. Este locul unde a avut loc atacul de anul nou. Acolo unde ucrainenii au omorât soldați Wagner, mercenari Wagner, care erau adăpostiți într-o școală. Din imaginea asta se vede foarte clar că acolo n-a rămas piatră pe piatră. Pur și simplu nu mai e nimic din școala respectivă. În plus, ucrainenii au dat publicității o înregistrare a unei convorbiri telefonice dintre un soldat rus și soția lui, în care îi spune soției că el personal a condus camioane Kamaz care au cărat cadavre și a numărat 12 camioane. Estimarea lui este că acolo ar fi murit vreo 610 soldați ruși. Repet, este vorba despre mercenari Wagner care au fost neatenți, au folosit telefoanele mobile, era noaptea anului nou, așa au fost reperați de ucraineni care i-au lovit cu rachete HIMARS. Și mărturii ale prizonierilor Wagner de data asta, care povestesc că au văzut execuții publice în care erau asasinați, erau omorâți soldații Wagner care încercaseră să fugă, ei și comandanții lor. Chiar dacă comandanții n-au încercat să evadeze, să dezerteze, dacă în subordinea lor se aflau soldați care au încercat să facă asta, atunci erau cu toții asasinați. Erau executați în public, toți soldații trebuiau să vadă o astfel de oroare. Este vorba în această relatare și despre detașamente de lichidatori, despre care am mai vorbit. Informațiile sunt de mai multă vreme, de când a început războiul. În plus, apare informația că mulți dintre soldații Wagner care sunt implicați în luptele din estul Ucrainei sunt dependenți de droguri, sunt alimentați cu drogurile respective ca să aibă o anumită atitudine pe câmpul de luptă. Iulia Joja, unii ar putea spune că Putin trăiește așa cum și-a așternut, pentru că din mintea lui s-a născut nevoia de a avea armate paralele, armate a doua, a treia și a patra. Și atunci are probleme cu Prigojin. Are probleme și nu are, pentru că, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la varianta pe care noi, românii, o numim praf în ochi. Prigojin, bucătarul lui Putin, este o invenție a lui Putin, care a reușit pe parcursul, așa cum spunea Florin mai devreme, pe parcursul ultimelor luni, pe parcursul acestui război, să critique comandamentul militar oficial al Kremlinului. Niciodată, într-adevăr, pe Putin. Dar putem să ne gândim că asta este o variantă la care Putin apelează tocmai pentru a putea controla opinia publică și a putea arunca praf în ochi atât în ceea ce privește opinia publică din Rusia, cât și în străinătate. Să arate că există opoziție, să arate că există critică, pentru că până la urmă, așa cum vedem pe canalele publice, singura opoziție la modul în care este condus acest război este opoziția și mai radicală decât Kremlinul, nu? Condusă de Prigojin, condusă de Kadyrov, care critică guvernul, critică Kremlinul pentru faptul că nu sunt destul de agresivi în cadrul așa numitei operațiuni speciale. Și atunci aceasta poate să fie un fel de construct prin care să ne arate că există opoziție, că opinia publică prin acești blogeri militari și Prigojin și așa mai departe cer și mai multă violență împotriva ucrainienilor, împotriva Ucrainei, și să ne arate că, de fapt, el nici măcar nu are încotro, domnul Putin, nu poate decât să mențină acest război, pentru că asta solicită opinia publică și el este cumva mai drăguț decât opoziția care cere mai mult. Sigur că există șansa, cumva la asta sperăm, ca Prigojin și puterea lui Prigojin, care este una până la urmă privată, să acapareze sau cel puțin să pună sub semnul întrebării și să slăbească puterea Kremlinului și a lui Putin pentru a vedea până la urmă o destabilizare la Moscova. Dar am văzut aceste tendințe din partea lui Prigojin și nu numai, de a
critica comandamentul oficial al acestui război, al Kremlinului, pe parcursul ultimelor luni, fără să aibă vreo consecință în ceea ce privește, cel puțin la nivel vizibil pe care îl putem vedea noi, să aibă vreo consecință asupra puterii lui Putin în sensul slăbirii acesteia. Deci, din nou, s-ar putea să fie doar praf în ochi. Dacă nu este praf în ochi, atunci trebuie să ne facem, de fapt, și mai multe griji, pentru că, din nou, singura opoziție la autoritatea lui Putin este una și mai radicală decât Putin și trebuie să ne punem atunci problema care este foarte mult discutată, în special în Occident, în capitalele occidentale europene și aici la Washington, este o problemă pe care o avem cu Putin sau este o problemă pe care o avem cu întreaga Rusie? Și dacă este o problemă pe care o avem cu întreaga Rusie, cu opinia publică care se arată cel puțin parțial, chiar dacă numerele sunt în scădere, în susținerea Kremlinului, în susținerea acestui război, atunci, până la urmă, noi cei care susținem Ucraina și securitatea europeană, avem o problemă și mai mare decât Putin. Da. Și, domnule ministru, se mai întâmplă ceva nemai întâmplat. Astăzi Putin vorbește despre îngrijorarea pe care o are față de situația din regiunile anexate, cele patru. Se declară îngrijorat. Poate că întrebarea dumneavoastră are legătură și cu ceea ce discutam anterior, numirea lui Gerasimov. S-ar putea să fie un semnal foarte îngrijorător și o să încerc să argumentez. Această îngrijorare presupune o acțiune. Deci când își anunță o așa zisă vulnerabilitate, președintele Putin în egală măsură transmite mesajul că va rezolva această vulnerabilitate. Care soluția și o va folosi? Doi, se discută ce în ce mai insistent despre un eventual moment militar spre Kiev. Din nord? Din nord. Se discută despre o ofensivă în sud, sud-est. Se discută despre securizarea, din punctul de vedere al Federației Ruse, a celor patru oblasturi pe care le-am menționat. Pe o logică simplă, cu cine poți face așa ceva? Nu cu tot felul de, așa zis, militari care știu doar să inspire teamă, teroare și să tragă în blocuri. Bănuiesc că nu trebuie mare pregătire militară pentru o astfel de acțiune. Dar atunci când te gândești la a doua ofensivă, și nu-ți permis politic să mai ai rezultatul primei ofensive, în mod evident, prima orientare, prima gândire este spre militarii de carieră ale căror ordine se execută și nu se discută. Ori nici Prigojin, nici militari care mai mult se profilează prin frica pe care o generează și nu prin succese strategice și tactice, așa cum își dorește Federația Rusă, sigur că n-ar putea fi o variantă dacă se preconizează un astfel de plan politic. Politic. Concretizarea sa militară, sigur, ține până la urmă de cei care au capacitatea și a căror ordine sunt urmate. Să nu uităm, se vorbește de o mobilizare de 500 de mii de oameni. N-ai să poți să-l pui pe Prigojin vreodată să comande o armată de 500 de mii de oameni. Și nici pe respectivii să-i respecte ordinele. Deci s-ar putea ca această mișcare și semnalul transmis de președintele Putin să anunțe, de fapt, o chestiune mult mai gravă și o profesionalizare a unei noi ofensive în Ucraina. Adică situația din cele patru regiuni este îngrijorătoare, în sensul că nu sunt controlate. Schimbă șefii, da, invaziei. E o pregătire. Îi dă peste nasul lui Prigojin. E o mișcare pe care n-am mai văzut-o. Da, și s-ar putea, să sperăm că nu este așa, dar trecem și noi în revistă variantele teoretice care se mai discută prin lumea asta, s-ar putea ca într-adevăr să fie un pas suplimentar. Acolo lucrurile sunt foarte profunde și extrem de complicate. Gerasimov a scăpat din niște atacuri cu rachete la un moment dat. Se zice că ar fi fost avertizat. Deci sunt lucruri foarte complicate în această discuție. Sigur, pentru opinia publică arăta grupul Wagner și amintirea actelor pe care le-au comis acești militari prin Siria, de exemplu, au ras de pe fața pământului localități întregi. Evident că intră într-o anumită logică și în ceea ce privește mesajul și genul de atitudine la care cei care se opun aceste acțiuni militare se pot aștepta. Dar dacă e vorba să pleci la un plan puternic, strategic, e bine, evident că este nevoie de militari instituționali, militari de carieră. Harry Bucur-Marcu,
Zelenski astăzi la Lviv spune așa: armata ucraineană trebuie să fie pregătită la frontiera cu Belarus. Există acțiuni subversive, dar mai mult decât acțiunile subversive și în afară de declarații puternice, nu vedem nimic solid acolo. Cum adică să fie pregătiți pentru o invazie din nord, dar nu văd nimic solid acolo? Cum înțelegeți? Adică nu acum. Adică nu în momentul de față. Nu există o grupare de forțe constituită și pregătită care să atace dinspre nord Kievul. Deci în momentul de față nu există nici pe teritoriul Belarus, nici pe teritoriul Rusiei, nu se vede o asemenea grupare constituită. Gândiți-vă că în 24 februarie existau 30.000 de militari ruși în Belarus, pe care știa lumea că se pregătesc acolo, chiar terminaseră un exercițiu comun cu Belarusul și mai erau încă 1.150.000 de soldați în altă grupare în Federația Rusă, la granița cu Ucraina. Deci toată lumea știa cam ce forță va fi folosită pentru o eventuală invazie a Ucrainei încă de la sfârșitul anului 2021. Ei bine, în momentul de față nu se vede o asemenea grupare gata să atace Ucraina dinspre nord, dar asta nu înseamnă că nu există această posibilitate. Manevrele se pot face relativ rapid, se pot aduce oameni din Extremul Orient în câteva zile. S-au făcut asemenea exerciții de către Moscova de-a lungul timpului, în care în câteva zile pot să aducă forțe substanțiale în apropierea graniței cu Ucraina și pe urmă să încerce o reluare a invaziei într-o perspectivă nouă. Dar este puțin probabil să aibă mai mult succes decât a avut asta. Dar atacul de la Makiiv, ca și imaginile pe care le prezintă astăzi ucrainenii, informațiile că de fapt morții recunoscuți de Kremlin nu sunt atât de puțini, că de fapt ar fi vorba de un număr mult mai mare de victime. De ce sunt importante aceste informații? Pentru că ne aducem aminte că după atacul acela a fost deranj. A fost deranj în cercurile de putere de la Moscova. Bun, deci Moscova nu a informat publicul propriu niciodată corect despre ceea ce se întâmplă. Chiar mă uitam acum în pauză pe site-ul Ministerului Apărării al Federației Ruse, iau acolo o rubrică cu raportul zilnic a activităților din teatrul de război din Ucraina. Bine, eu nu zic teatrul de război, dar asta este. În care, bineînțeles, folosesc cifre fără să le dea și semnificația și așa mai departe, dar una peste alta nu apare acolo numărul de victime, de exemplu, de pierdere ale rușilor. Dau victime, dau pierderile ucrainilor, dar nu și le dau palelor niciodată. Deci sunt foarte atenți să nu creeze un asemenea precedent în care să anunțe pierderi masive din partea lor, deși ele sunt. Știți că în arta militară există niște repere din acestea procentuale, în sensul în care dacă pierderile se ridică la 15%, înseamnă că acea unitate care are pierderi 15% nu mai poate să ducă operațiuni de luptă în mod corect, adică așteptat pentru valoarea pe care o are unitatea, ci mult mai puțin. Dacă 25% deja așa nu mai poate să lupte propriu-zis. Și dacă sunt peste 35% pierderi, practic unitatea respectivă nu mai are nicio valoare militară, adică nu mai poți să faci operații militare cu ea. Ei, vă dați seama, bine, astea sunt niște repere, nu sunt date certe, dar ce vreau să vă spun este că în momentul în care au pregătit ofensiva aceea de 180.000 de oameni rușii, americanii ziceau că au informații că între echipamentele pregătite pentru ofensivă au fost și vreo 60.000 de saci de cadavre. Deci ceea ce înseamnă că erau pregătiți să aibă pierderi până spre 35%, da? Ei bine, cred că au depășit de mult procentul ăsta și totuși continuă. Și totuși continuă. Care se văd, adică este evident că ei nu sunt în stare de mai mult decât atâta, și din cauza pierderilor pe care le suferă. Ba chiar continuă în același stil, Florin Negruțiu, pentru că, numai dacă te gândești, e o demență. Tot ce fac este o demență. Lor nu le iese mobilizarea 300.000 de oameni, dar se pregătesc pentru o mobilizare de 500.000. Lor nu le iese să-și apere proprii militari și îi cheamă
cu zecile, cu sutele, într-o școală la Makivka, ca să se uite la televizor la mesajul de anul nou al lui Putin, ca pe vremuri. Cum se uitau la Stalin bunicilor, așa s-au uitat ei la Putin. Și ucrainenii le-au dat cu rachete în cap, pentru că în subsol era un depozit de muniție și pentru că soldații, în timp ce se uitau la Putin, ce credeți că făceau? Își butonau telefoanele. Și așa, dintr-o dată, pe radarul ucrainenilor a apărut o aglomerație de mesaje și de convorbiri rusești și așa au înțeles despre ce este vorba. Și au trimis HIMARS peste ei, ați văzut imagine, nu mai e nimic. Armata lui Putin și comandanții militari ai lui Putin și-au arătat și competențele și și-au atins și limitele. O nouă ofensivă din primăvară, preconizată pentru primăvară, probabil va avea același succes ca prima ofensivă. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat pe teren în ultimele luni, Rusia este în retragere. Nu a câștigat teritorial în ultimele 6 luni niciun metru de pământ. Ba chiar au pierdut. Ba chiar au pierdut. Singurii anexate care încearcă să facă un succes, o ofensivă de succes, sunt armata de mercenari lui Prigojin, care face din Soledar și din Bahmut un obiectiv prin care încearcă să arate că este în fața celorlalți concurenți, acești lorzi ai războiului de la Moscova. Dar acolo costurile sunt uriașe. Costurile pentru un oraș fără mare miză strategică, cum este Soledar, sunt uriașe. Citeam o mărturie a unui soldat ucrainean care spunea: sunt pe străzi munți de cadavre, nici nu-i mai numărăm, nici noi, nici ei, pentru că este o nebunie. Este un abator în care Rusia trimite noi și noi vagoane de carne de tun. Deci, asta este momentul la care discutăm, iar dacă Ucraina va primi armamentul anunțat de Statele Unite, de Marea Britanie și cu sprijinul Europei, Germania, Franța, Polonia, probabil războiul va căpăta o turnură favorabilă Ucrainei începând din primăvară. În ciuda tuturor anunțurilor venite de la Moscova, în ciuda tuturor declarațiilor care trădează o fanfaronadă din partea lui Prigojin, Kadyrov, Medvedev. Și sunt de acord cu analiza doamnei Joja. Chiar stă în picioare. Dacă te uiți la singura critică care vine de la Moscova, aceasta vine din partea așa zișilor blogări de dreapta sau blogări militari ruși. Ei arată practic o variantă mai radicală care îl face pe Putin ceva mai moderat, nu? Te și întreb, cum se poate ca acești oameni să vorbească liber, să critique liber, într-un regim care strânge șurubul, într-un regim din ce în ce mai autoritar? Acești blogeri pro-război sunt lăsați să vorbească liber în condițiile în care manifestanții antirăzboi riscă 15 ani de închisoare dacă pun la îndoială pur și simplu termenul de război din Ucraina. E un lucru care s-a spus aici, îl spune și FT, Financial Times: schimbările repetate de comandanți ruși a invaziei din Ucraina reprezintă un semn clar că lucrurile nu merg bine pentru Putin. Vă propun pentru finalul întâlnirii din seara asta o analiză, tot Financial Times, care a făcut un lucru simplu, doar că le-a reușit. I-au găsit pe vorbitori, adică. Financial Times, jurnaliștii au stat de vorbă cu oficiali chinezi sau cu apropiații ai nivelurilor înalte ale administrației de la Beijing, care sub protecția anonimatului au prezentat o imagine complet diferită despre relația dintre China și Rusia lui Putin față de cea care este proiectată în mod public. Câteva exemple. Unul dintre cei care au fost consultați, unul dintre oficialii chinezi citați, spune așa: China nu ar trebui să urmeze Rusia pentru că Putin este un nebun. China a fost complet nepregătită pentru că Putin ne-a mințit. Iar China nu s-a așteptat să existe invazia, pentru că cel mai probabil Putin i-a asigurat pe cei de la Beijing că nu va exista niciun fel de invazie și i-a luat pe nepregătite. Nu au avut niciun fel de poziție
cu care să iasă imediat după ce a început invazia. Obiectivele Kremlinului în Ucraina sunt sortite eșecului, Rusia va ieși din conflict ca o putere minoră. Dar, vă veți întreba, de ce gândesc asta și fac altceva? Există o explicație în aceeași analiză, Iulia Joja, pentru că le convine economic, vor să tragă cât mai mult din această relație acum când Rusia e pe moarte și să câștige cât mai mult din punct de vedere economic. Cum e? Am văzut și eu, într-adevăr, articolul ăsta din Financial Times din dimineața asta, foarte interesant. Este pentru prima dată că vedem China poziționându-se atât de clar pe dosarul Rusia, dacă vreți să-l numim așa. Dar ceea ce spunea de asemenea articolul, din nou foarte interesant, este că chinezii încearcă să se poziționeze, a fost, asta știm, pe parcursul ultimelor luni, foarte multă presiune din partea capitalelor occidentale, Europa și Statele Unite, pe China, să pună presiune la rândul lor pe Moscova să se oprească din amenințările nucleare. Și a funcționat până la urmă, am avut succes, dar dincolo de asta, noi am asumat tot timpul, am presupus tot timpul că China este într-o stare de ezitare cum să reacționeze dacă să susțină Rusia, pentru că până la urmă presupunerea pe care am făcut-o în Occident de alianță sau de susținere din partea Beijingului în raport cu Moscova a fost raportată la acele jocuri olimpice cu scurt timp înainte de începerea invaziei din februarie 2022, unde s-a semnat de către conducătorii celor două state acel parteneriat fără limit. Nu? Și în baza acestui lucru noi am presupus că există o alianță sau cel puțin un parteneriat fără limite și riscul ca China să ajute inclusiv cu arme Moscova. Nu am văzut acest lucru, am văzut că presiunile din partea Beijingului asupra Moscovei au avut succes. Dar, spune articolul și din nou foarte interesant, că aceste poziționări ale Beijingului sunt în raport cu Occidentul, în special cu Uniunea Europeană și statele membre din Uniunea Europeană, pentru că în Uniunea Europeană avem din ce în ce mai multă presiune prin alianța cu Statele Unite să facem niște pași înapoi, pe care i-a făcut și România în parteneriate, în dezvoltarea parteneriatelor cu China, pentru că și China este un pericol, în special în ceea ce privește drepturile omului. Am văzut rapoartele și în care este numită și România în ceea ce privește acele, să le spun, ilegale poziționări ale poliției Chinei în raport cu cetățenilor pe teritoriul Uniunii Europene și în România. Și atunci, cu această presiune de la Washington, vedem pași importanți și în România și în celelalte state din Uniunea Europeană să ne distanțăm de China. Dar China are un interes major. Cea mai importantă piață de desfacere a produselor chineze este Uniunea Europeană. Și atunci, spunea articolul și sunt de acord cu această analiză, putem să ne gândim că aceste poziționări minunate, vești foarte bune din partea Beijingului de data aceasta, sunt menite să, din nou, să ne arunce nouă praf în ochi pentru a construi și a continua dezvoltarea relațiilor, în special economice, cu statele membre ale Uniunii Europene. Deci putem să ne gândim că merită în următoarele luni mai multă presiune asupra Beijingului pentru ca la rândul Chinei, China să depună mai multă presiune pe Rusia pentru a înceta acest război sau pentru a se retrage, dar cu foarte multă reținere, pentru că nici China nu are interesele lumii occidentale la inimă. Susținând Rusia de maniera în care o face deja, ar obține putere de șantaj cu Uniunea Europeană, China, ăsta ar fi obiectivul. Domnule ministru, multora le-a plăcut și îi face deliciul multora dintre cei care au citit analiza asta, exprimarea asta foarte directă. China nu ar trebui să urmeze Rusia, Putin este un nebun. Dar atrage atenția faptul că un alt oficial spune așa: Rusia va ieși din conflict ca o putere minoră. Adică pierde războiul și nu va mai fi ce a fost. În primul rând, până și chinezii înțeleg asta.
Bun, acum persoane care ar dori să-și păstreze anonimatul, dacă ar fi întrebați de Financial Times de la Moscova, le-ar spune ceva în felul următor. Trebuie totuși să găsim o formulă de stick and carrot în relația cu Occidentul, pentru că vom rămâne împreună cu Occidentul, pentru că nu dorim să rămânem o putere minoră și mai ales nu dorim, citesc dintr-o sursă anonimă, benzineria Chinei. Așa că, sigur, în acest moment astfel de mesaje se transmit. După părerea mea, sunt coordonate de sus. Ideea că, la un moment dat, de regulă, ceea ce încearcă să se inducă este că un anume nivel este cel care a avut încredere să transmită aceste Domnule mesaje. Domnule ministru, vă puteți închipui că în logica chineză și-ar fi permis oricine sub protecția anonimatului să spună orice dacă n-avea liber de la... Evident că nu. Și nu există protecția anonimatului pe astfel de subiecte în astfel de situații. Deci chinezii au vrut să comunice aceste mesaje. Chinezii, da, pentru că din foarte multe perspective, China... cum tot folosesc acest cuvânt, calibrat, când mă întrebați ce se întâmplă în China-Taiwan. Și ori spun mereu, calibrat. Ei bine, și în legătură cu această criză, China își va potența calibrat mesajul. De ce? Știe foarte bine că Statele Unite nu își poate permite ca două puteri nucleare să se alieze într-o rivalitate care nu știe unde te duce în ceea ce privește America. Și atunci e nevoie de o disociere. Ce are de câștigat China dintr-o astfel de disociere? Da, problema de piețe. Pentru că, cum vă spuneam, în acea trilogie vestită, pentru europeni cel puțin, Statele Unite înseamnă securitate, Federația Rusă gaz și China piețe. Securitatea americană față de Europa e o problemă, trebuie discutată separat, pentru că va fi o temă foarte complicată. Gazul rusesc s-a dus, deci mai rămâne piața chineză. N-are niciun interes China să devină pagubă colaterală într-un regim de sancțiuni sau într-o atitudine de piață, dar are foarte mari interese, de exemplu, ca proiectul privind cotarea la bursa rusă a yuanului să fie unul de succes. Are foarte mari interese să-și atragă o cupolă de state care vrea să se disocieze de dolar. Și de aici multe evoluții. Deci, până la urmă, pe jocul pe care China și-l propune, cum fac ei cam peste 100 de ani de acum încolo, criza ucraineană, chiar dacă sună cinic, este o temă minoră. Spuneți-ne dacă ne putem închipui cum a fost citit articolul ăsta la Moscova. În primul rând, nu le-a picat bine. În 5 minute a trebuit să afle cine a spus-o și cine a dat-o la Financial Times. Pentru că Financial Times, ca și Washington Post, au un anume rol de modelare a mentalului opinii publice, adică au un tip de credibilitate foarte serioasă. Ele nu sunt tabloide pe astfel de subiecte. Florin, chinezii nu sunt mulțumiți, dar fac un joc. Eu cred că chinezii sunt foarte mulțumiți în momentul ăsta, pentru că Rusia lasă sânge. Este un moment foarte bun de negociere cu Rusia. Prețurile pot să fie negociate mult în jos pe resurse. Rusia este o țară care își exportă resursele solului și ale subsolului. În rest, nu face față pieței globale competitive. Cred că chinezii, în momentul ăsta, evident, ei nu au prieteni, au interese. Interesul lor este ca Rusia să iasă slabă și America să nu iasă prea puternică din toată această 30 de secunde și sunt curios poveste. Ce crezi? Articolul pe la mijlocul său ne sugerează semnificația acestor declarații. Spune așa, e foarte posibil ca chinezii să vadă sfârșitul drumului ăstuia și ei să fie pe drumul greșit. Sigur. E posibil? Un drum care nu duce nicăieri, dacă ei acum văd că se termină războiul cu... Sfârșitul poate avea loc doar cu înfrângerea Rusiei. Însă, ce mă atrage mie atenția, cuvântul tare din articolul ăsta este Putin nebun. Da? Da, nebun. Asta rămâne, sigur. Este cuvântul nebun. Da. Putin poate fi nebun doar într-o singură situație. Și aici China cred că joacă rolul important la nivel global ca frână de mână pentru nebunia nucleară a lui Putin. Oana Zanfir vă așteaptă cu ultimele informații. Seară bună!